Peste 700 de atleți din 7 țări s-au înscris la cea de-a treia ediție a Maratonului Nisipului. Competiția este împărțită în probe pe distanțe de 42, 21 și 10 km și un cross numit Family Run de aproximativ 1 km. România, Republica Moldova, Statele Unite, Italia, Olanda, Grecia și, o surpriză, Republica Dominicană. Ne surprinde participarea masivă, aș spune, a alergătorilor din Republica Moldova. Dacă anul trecut am avut 4 alergători, iată că anul acesta există un grup de peste 30 de persoane. A devenit mai mult decât atât, a devenit un eveniment internațional extrem de mare, extrem de important și putem spune chiar că a devenit o tradiție. Sunt deja trei ediții care au demonstrat că de la an la an acest eveniment poate crește. Cursa va fi atent monitorizată atât de jandarmi cât și de medici. Nici vremea nu le va da bătăi de cap participanților. Vremea, din punct de vedere meteorologic, se pare că va ține cu noi. Avem o prognoză de 10 grade Celsius pentru duminică, cer însorit, real feel 13 grade, vânt slab 9 km pe oră dinspre est, ceea ce îi va ajuta foarte mult pe alergători. Vor avea vântul practic în lateral. Nu-i va încurca nici la dus, nici la întors. Banii strânși duminică vor fi redirecționați Asociației Dăruiește Aripi. Fondurile vor fi folosite pentru reconstrucția și modernizarea secției de terapie intensivă nou-născuți din cadrul Spitalului Județean Constanța. Este mare nevoie de o structură modernă, pentru că în istoria Spitalului Județean niciodată nu a fost creată o structură modernă dedicată secției de neonatologie. Și știm că, nu știu, prematuritatea este în creștere, sunt atât de multe probleme și faptul că se realizează o structură cu camere individuale, acești copii clar vor avea o șansă în plus la viață, la o viață normală. Startul se va da din Piațeta Perla din Mamaia, iar cei care vor ajunge la linia de finish vor primi premii în valoare de peste 26.000 de lei.